dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața din nou. Astăzi un tort, nu-i așa? Pentru că este vineri, se apropie ziua îndrăgostiților și de ce să nu facem un tort acasă dulce, ieftin, foarte gustos și cu specific. Pentru asta am ales cele mai iubite ingrediente și anume am ciocolată cu lapte, am ciocolată amăruie, cafea solubilă, două tipuri de fructe pentru decor, afine și coacăze roșii, mult iubiții biscuiți populari, frișca bătută nu trebuie să lipsească, evident 100% naturală, altfel nu se poate, și toppingul de zmeură care este deja pe foc. Am să vă spun că procedura este foarte simplă, vă trebuie însă o tavă sau un cerc de tort cu o margine detașabilă. Așezați câte un strat de biscuiți, iar între straturi așezați frișca aromatizată cu cafeaua solubilă, în prealabil dizolvată într-un sirop de zahăr. Marmorați fiecare strat individual, primul strat cum ar veni cu topping de ciocolată, al doilea cu topping de zmeură. Continuați așa până se tava se umple, iar apoi dați-l la frigider 3-4 ore, decorați-l cu fructe de pădure și serviți-l cu mare drag. Băieți,